Acum 4 ani în pandemie, ca să o spun și pe asta, dar toți cunoscuții mei, inclusiv patronul vostru, prietenul meu sau colegi de la Realitatea știu, eu am fost otrăvit. Am fost otrăvit cu mercur și cu plumb. Eu am slăbit în 2020, între luna martie și luna iunie, 8 kg, de la 89 de kg la 81. Și când au venit analizele, el s-a albit la față pentru că a ieșit de 8, 9 ori, 10 ori ambele în exces. Zice, dom'le, trebuie să anunțăm poliția. După toxicologia asta am început să mă curăț, dar a durat vreun an jumate, doi. Și după aceea, sigur că am legat-o și cu sindromul Havana, pe care l-am studiat foarte bine, sindromul reclamat de americani, apropo de atacurile de radiofrecvență care se generează asupra organismului uman.